Un nou incident armat în care un american de culoare a fost împușcat mortal de poliție riscă să inflameze încă o dată spiritele în Statele Unite. Azi noapte, sute de tineri au ieșit în stradă și, din păcate, s-a ajuns din nou la incidente violente. Dante Wright, în vârstă de 20 de ani, a fost ucis într-un oraș învecinat cu Minneapolis, metropola de unde au pornit anul trecut cele mai ample proteste rasiale, după ce un alt bărbat de culoare, George Floyd, a murit sufocat sub genunchiul unui polițist alb. De altfel, protestele de acum au loc chiar în timp ce se desfășoară procesul polițistului acuzat de uciderea lui George Floyd. Tânărul ucis acum a fost oprit în trafic și pentru că a urcat în mașină fără permisiunea polițiștilor, aceștia l-au împușcat. Bărbatul a condus rănit câteva străzi, în timp ce în dreapta se afla prietena sa și ea rănită. În cele din urmă a pierdut controlul volanului și a lovit altă mașină. Când au ajuns ambulanțierii, tânărul nu a mai putut fi salvat.